Bună seara, sunt Tatiana Andrieș și chiar dacă este târziu, în seara aceasta am decis să fac prima parte a unui nou tutorial pentru doamnele începătoare. În seara aceasta vom lucra orhideea. Eu am lucrat deja primele două flori, le-am pregătit. Împreună cu dumneavoastră voi lucra o altă floare. În felul acesta veți vedea modul în care se lucrează. Pentru a lucra, eu am folosit firul Bravo. Vom avea nevoie de culoarea roșie, culoarea albă și culoarea verde. Dumneavoastră veți alege culorile în funcție de preferințele pe care le aveți. Bineînțeles, culoarea verde va fi necesară pentru frunze. Apoi vom avea nevoie de firul metalic, cel subțire, după cum vedeți. Vom avea nevoie de un alt fir metalic, o tijă mai groasă, pe care vom aplica apoi florile. Și apoi vom avea nevoie de mărgeluțe, eu voi pune mărgeluțe roșii. Vom avea nevoie de foarfece, vom avea nevoie de un pic de lipici lichid pentru a aplica mărgeluța sau cum doriți să puteți coase. Și nu în ultimul rând, voi folosi această pamblică adezivă pentru a îmbrăca piciorul florii. Apoi croșetul. Voi lucra cu croșetul numărul 3. Fiind prezentate materialele, eu propun să începem să lucrăm, pentru că aș vrea ca în această seară să facem floarea, iar mâine să continui cu frunza. Cu frunzele vom face cercul magic, în care apoi vom lucra în felul următor. Pentru început vom face un număr de 15 ochiuri de lanț. Două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, unsprezece, doisprezece, treisprezece, paisprezece, cincisprezece. Acum, când am făcut aceste 15 ochiuri de lanț, începând cu al doilea ochi de lanț, ne vom întoarce în jos cu piciorușe scurte. În corespondența fiecărui ochi de lanț vom face un picioruș scurt. Vreau să îndrept camera un pic mai jos, în felul acesta veți vedea ceea ce fac, și așa am tendința să mă trag într-o parte și uneori nu se vede bine ceea ce lucrez, cer scuze, dar se întâmplă pentru că stau într-o poziție foarte incomodă și camera este în fața mea, am nevoie de vizibilitate. Am ales să fac acest tutorial pentru că este o metodă mai ușoară de a lucra aceste minunate flori care ne încântă cu privirea, dar și cu gingășia lor. Sunt foarte fine, sunt foarte delicate. Și apoi veți vedea că modelul va fi accesibil
Așa cum spuneam, mai ales doamnelor începătoare. Deci am ajuns aici la capăt, după ce am făcut piciorușe scurte. Voi intra din nou în cercul magic, voi face mai întâi un fir alunecat, după care mă voi întoarce din nou în sus cu alte 15 ochiuri de lanț. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Și vom repeta din nou, începând cu al doilea ochi de lanț, ne vom întoarce în jos cu piciorușe scurte. Sper să nu fie un tutorial prea lung și de aceea am decis ca frunza să o fac mâine. Frunzele, de fapt, una o voi lucra împreună cu dumneavoastră, pentru că oricum este un pic de lucru și nu aș vrea să prelungesc prea mult timpii. Și apoi veți vedea că odată ce ați reușit să faceți prima floare, vă va fi foarte ușor să continuați a lucra. Deci m-am întors cu piciorușe scurte din nou. Aici este ultimul și cu fir alunecat voi intra din nou în cercul magic și voi face din nou 15 ochiuri de lanț. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 și din nou cu piciorușe scurte ne vom întoarce în jos. Acum vom forma cele trei grupa de cele trei petale, care cele mai înalte, care sunt în partea posterioară a florii. Sper că acest nou tutorial să vă facă plăcere, să învățați și dumneavoastră, pentru că, așa cum spun întotdeauna, fiecare învățăm lucruri noi. Și de aceea am decis că, așa cum eu am învățat anumite lucruri, puteți învăța și dumneavoastră. Acum am ajuns din nou la capătul rândului, am intrat în cercul magic și cu fir alunecat voi ieși afară. Voi întoarce lucrul și, după cum vedeți, avem aceste trei
trei părți care pe fiecare vom lucra o petală și vom începe lucrând în felul următor. Deci am făcut firul alunecat. Acum voi lucra o jumătate de picioruș dublu. Vă arăt cum se lucrează. Am luat odată firul pe croșet. Voi intra în primul ochi. Acum vedeți, avem trei fire. Le vom închide pe toate trei împreună. Așa. După aceasta vom lucra două piciorușe înalte. Deci am luat odată firul pe croșet și voi lucra un picioruș înalt, apoi al doilea, picioruș dublu, scuzați, eu sunt obișnuită cu picioruș înalt, picioruș dublu. Acum vom face un număr de 4 piciorușe duble înalte. Deci ați văzut, am luat firul de două ori pe croșet. Voi intra în următorul ochi și voi lucra o dată, a doua oară. Am lucrat deja un picioruș dublu înalt, am luat de două ori firul pe croșet, îl lucrez pe al doilea. De două ori firul pe croșet, vom lucra al treilea picioruș dublu înalt în următorul ochi. Din nou, de două ori firul pe croșet și voi lucra al patrulea picioruș dublu înalt. Sper că se vede ceea ce fac. Acum voi lucra o serie de trei piciorușe duble. Deci am luat odată firul pe croșet și voi face în primul ort corespondent un picioruș dublu. În următorul ort voi face al doilea picioruș dublu. Treilea picioruș dublu. Și apoi voi face un număr de trei piciorușe scurte. 1, 2, al treilea, iar aici în vârf voi veni cu fir alunecat sau ochi alunecat, așa cum doriți să-l numiți, în felul acesta. Apoi mă voi întoarce pe partea cealaltă a florii și voi lucra un număr de trei piciorușe scurte. 1, 2, al treilea, apoi voi lucra trei piciorușe duble. Al treilea picioruș dublu. Practic vom repeta ceea ce am lucrat pe prima parte a petalei, însă în mod invers. Iar acum voi face 4 piciorușe duble înalte. Doi,
3, al 4-lea, voi face două piciorușe duble al doilea două piciorușe duble și acum o jumătate de picioruș dublu. Deci voi lua odată firul pe croșet, îl voi introduce aici și le vom încheia pe toate trei împreună. În felul acesta, uitați-vă că am creat deja prima petală. Apoi aici voi face un fir alunecat și mă voi îndrepta către următoarea petală. Voi intra din nou și voi face în primul ochi, voi face o jumătate de picioruș dublu, exact ca cealaltă petală. Apoi voi face două piciorușe duble, patru piciorușe duble înalte. Deci voi repeta practic ceea ce am lucrat la prima petală. Al doilea picioruș dublu înalt, al treilea, patrulea picioruș dublu înalt. Acum voi face cele trei piciorușe duble înalte, trei piciorușe duble, scuzați, 1, 2, 3-lea. Iar acum voi face 3 piciorușe scurte. 1, 2, al 3-lea. Aici în vârf voi intra cu fir alunecat. Dumneavoastră să vă uitați foarte bine la ceea ce lucrez, pentru că uneori poate mă exprim greșit. Eu tutorialele de obicei fie le fac dimineața foarte devreme, fie seara după ce termin orarul de lucru. Acum voi lucra partea cealaltă a petalei și voi începe din nou cu 3 piciorușe scurte, 3 piciorușe duble, 1, 2, al 3-lea,
Voi continua cu patru piciorușe duble înalte. Cel de-al patrulea, în felul acesta să nu mă încurce. Acum voi face 3 piciorușe duble. Iar acum, în ultimul, voi face o jumătate de picioruș dublu. Deci, așa cum spuneam și la început, voi lua o dată firul pe croșet, voi intra în piciorușul respectiv și le voi închide pe toate trei împreună. Apoi cu fir alunecat, din nou, mă voi îndrepta către ultima petală. Și veți lucra exact în același mod. Vedeți, cele două petale deja s-au format. Acum, că ați văzut exact modul în care se lucrează, vă las să lucrați singuri această parte. Între timp voi lucra și eu. Ne vom reîntâlni când vom termina această petală. Am încheiat cea de-a treia petală, am închis cercul magic, am strâns firul și acum voi aplica firul metalic, firul mai subțire pe care ați văzut că vi l-am prezentat și în celelalte lucrări pe care le-am făcut. Voi lăsa o porțiune pentru că voi avea nevoie de o bucățică de fir să pot atașa floarea pe tulpină, să-i spunem, pe partea mai groasă, pe firul mai gros, așa. Și apoi vom începe să facem piciorușe scurte de jur împrejur, prinzând în același timp și firul metalic. Acesta va ajuta a da formă, a menține petala în forma pe care o dorim. Lucrând aceste piciorușe scurte, vom masca firul metalic și nu tai dinainte firul, deci îl aplic și pe măsură ce lucrez, îl derulez de pe acel
suport unde este și la sfârșitul rândului, la sfârșitul petalelor, de fapt, îl voi tăia. Pentru că dacă îl tăiem de la început, s-ar putea să greșim, să nu ne ajungă firul sau să fie prea lung, și de aceea eu în felul acesta lucrez. Vedeți, vorbind încet, încet, am ajuns aici în vârful acestei petale, aici în vârf voi face un număr de 3 piciorușe scurte în corespondența acelui fir alunecat pe care l-am făcut, dacă vă amintiți. Și tot așa, cu atenție, încercând să nu uităm firul metalic pe din afară, încet, încet vom îmbrăca aceste trei petale. Uitați-vă, acum ele stau, petala asta fix. Vom continua în felul acesta până când vom termina de îmbrăcat cele trei petale pe care abia le-am făcut. Voi ajunge aici la capăt și veți vedea modul în care trec mai departe. La petala următoare nu este nimic greu, doar continuăm să lucrăm piciorușe scurte. Deci, deja am ajuns la cea de-a doua petală și voi continua lucrând piciorușe scurte. Uitați-vă, deja prima petală a prins formă și dumneavoastră veți continua ca și mine lucrând, iar noi ne vom întâlni când vom termina de lucrat aceste două petale care ne-au rămas. Nu uitați întotdeauna firul metalic să-l acoperiți, să nu-l uităm pe din afară, pentru că se va vedea urât. Iar noi ne vom întâlni când vom termina aceste trei petale. Vedeți, începe să se prezinte. Cum stă aceasta? Vedeți, stă răsucită, și cum stă aceasta care are deja firul de sârmă aplicat. Noi ne vom reîntâlni la sfârșit. Iată, ne ajunse aproape la sfârșitul acestei ultime petale. Acum vom închide lucrul în felul acesta. Abia acum eu voi scurta firul metalic, căci am ajuns la sfârșit. Voi da deoparte să nu ne încurce aici și apoi voi continua să lucrez piciorușe scurte până ajung la capătul rândului. Sper că se vede. Așa, aici este
ultimul ord. Voi face fir alunecat și voi scurta și firul de firul filat cu care am lucrat și voi închide rândul în felul acesta. Acum acest capăt de fir îl voi trage în spate și bineînțeles că le vom ascunde. După cum vedeți, avem aceste două fire metalice care ne vor ajuta. Aici vom ascunde cu coacul și vom tăia capetele, iar acestea ne vor ajuta să fixăm floarea pe tulpină. Odată ce am realizat aceste trei flori, prima parte, vom trece să realizăm aceste două petale. Vor fi lucrate separat, fiecare petală se va lucra separat. Dăm deoparte firul metalic, îl vom păstra aici alături de noi și vom începe din nou lucrând în cercul magic un 15 ochiuri de lanț. Cercul magic îl voi încerca să-l fac de fapt un pic mai scurt, pentru că nu avem nevoie de firul atât de lung. Voi face în felul acesta. Așa. Îl voi închide puțin, dar nu de tot. Și voi lucra 15 ochiuri de lanț, am spus. Deci avem deja cu primul de aici avem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acum că am făcut aceste 15 ochiuri de lanț, vom lua din nou firul metalic. Acest fir, așa cum vedeți, ne este foarte, foarte necesar în acest tip de lucrări. Și din nou voi lăsa o anumită porțiune în afară și voi începe să lucrez, începând cu în primul ochi de lanț voi face un fir alunecat în felul acesta. Așa. Apoi voi continua. Voi face, prinzând și firul metalic în același timp, voi face două piciorușe scurte. 1 și al doilea. Vom fi întotdeauna atente să prindem firul metalic. Așa. Apoi voi continua cu 3 piciorușe duble. Unu. Doi.
noi. Al treilea picioroș dublu. Acum voi face un număr de 5 piciorușe duble înalte. Deci voi lua de două ori firul pe croșet și voi lucra. 1 l-am introdus în punctul greșit, 1, al doilea, al cincilea picioruș dublu înalt. Acum voi face un picioruș dublu. Apoi voi face un picioruș scurt. Iar aici, în ultimul picioruș, deci cum ar fi primul de la început, de la începutul acestei petale, voi face un număr de 3 piciorușe scurte. Al doilea și al treilea și apoi ne vom întoarce pe partea cealaltă din nou cu atenție, vom prinde și acest capăt de fir care mi-a rămas aici de la începutul lucrării și voi face un picioruș scurt. Apoi voi continua cu un picioruș dublu și vom fi atente să prindem și firul care este în plus și firul metalic. Apoi voi face 5 piciorușe duble înalte. Al patrulea, vom fi atente unde introducem croșetul.
Iar acum al cincilea. Deci am făcut această serie de 5 piciorușe duble înalte. Vom închide și acesta. Putem abandona firul de ață care era în surplus, pentru că apoi îl vom scurta și vom continua doar cu firul metalic și vom face 3 piciorușe duble. Al treilea, eu sper foarte mult să fiu explicită și dumneavoastră să puteți înțelege. Acum voi face 2 piciorușe scurte. Unu și cel de-al doilea. Uit să văd să fie firul metalic. Așa. Deci aici cam ar fi porțiunea cea mai un pic mai dificilă. Acum, firul metalic îl vom abandona pentru puțin. Deci îl vom da un pic deoparte, însă nu îl vom tăia. Va rămâne aici. Și voi continua să lucrez al doilea rând pentru această petală. Voi veni partea cealaltă cu un fir alunecat și voi face 3 piciorușe scurte. 1. Sper că se vede. 2. Al treilea. 3 piciorușe scurte. Apoi voi face 2 piciorușe duble în corespondența acelui așochi. Deci am 1, al doilea picioruș dublu în corespondența acelui așochi. În ochiul următor voi face un singur picioruș dublu. Apoi din nou voi face în ochiul următor 2 piciorușe duble, deci în corespondența aceluiași ochi. Voi continua cu un singur picioruș dublu în următorul ochi. Apoi, din nou, voi face 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași ochi. Deci vom avea o serie de 3 serii de 2 piciorușe duble despărțite de un picioruș dublu între ele. Așa cum vă spuneam, vă rog să fiți atente și să mă scuzați dacă uneori mă exprim un pic greșit. Vă rog să mă credeți că sunt foarte, foarte obosită. După o zi de lucru, este foarte
Este obositor. Acum voi face din nou un picioruș dublu. Un alt picioruș dublu. Simplu de data aceasta, fără muțiri, fără nimic. Al treilea picioruș dublu. Acum voi face 3 piciorușe scurte. 1, 2. Al treilea picioruș scurt. Aici în vârful petalei voi merge cu fir alunecat și mă voi deplasa pe partea cealaltă a petalei, unde voi lucra 3 piciorușe scurte. 1, 2, al treilea. Apoi voi face 3 piciorușe duble, al treilea. Și acum vom începe seria de câte 2 piciorușe duble. Vedeți, în corespondența acestui ochi, cum ar veni cel de-al patrulea de piciorușe duble, vom lucra 2 piciorușe duble în corespondența acelui ochi. În următorul vom face un singur picioruș dublu, în următorul vom face 2 piciorușe duble în corespondența acelui ochi. Un picioruș dublu. Apoi din nou 2 piciorușe duble în corespondența acelui șolț. În felul acesta. Și apoi voi face un număr de 3 piciorușe scurte. 1, 2 și aici al treilea picioruș scurt. Acum vom pune din nou firul metalic, care așa cum știți ne-a rămas aici în așteptare, și vom merge de jur împrejurul petalei cu piciorușe scurte, prinzând în același timp și firul metalic pentru a-i da stabilitate, pentru a-i da forma dorită. Acum vă este mai ușor, nu este nimic greu. Merge încet, de jur împrejur. Din când în când vom așeza bine petala.
Eu cred că dacă vă uitați cu atenție, cu siguranță veți reuși să lucrați. Mă refer acum la doamnele începătoare, doamnele avansate. Am văzut că fac lucrări foarte frumoase. Vreau să vă felicit pentru lucrările pe care le executați. Eu nu am mai ajuns să lucrez mărțișoare. Foarte plăcut impresionată de ceea ce văd pe pagina grupului. După cum vedeți, am ajuns aici în vârful acestei petale. Vom merge normal cu piciorușe scurte de jur împrejur. Am văzut lucrări foarte frumoase. Vreau să mulțumesc doamnelor care s-au înscris atât pe canalul de YouTube, cât și pe pagina grupului pe Facebook. Foarte curând, pentru 8 martie, vom face un nou concurs, exact în modul în care am organizat și pentru Crăciun. Concursul va fi pentru, în mod deosebit, pentru doamnele care sunt înscrise pe canalul de YouTube, și de această dată va fi un premiu substanțial, spun eu. Cred că oricum fetele din echipa administrativă vor pune un anunț. Țin să vă spun și eu, înscrieți-vă pe YouTube. Nu abonat este un mod greșit de a mă exprima, pentru că nu trebuie să plătiți nimic. Din contra, în momentul în care sunt astfel de concursuri pe care le organizează echipa administrativă, acesta va fi, așa cum spuneam, pentru doamnele abonate pe canalul de YouTube și care vor putea demonstra prin captură de ecran că sunt înscrise la acest canal. Deci, așa cum vă spuneam, așteptați-vă foarte curând la concurs, și concursul de 8 martie nu va fi singurul. Va urma și un altul după aceea pentru Paști. Deci, după cum vedeți, am ajuns la capătul acestei noi petale. Voi scurta firul metalic. Vom da deoparte. Voi scurta și firul cu care am croșetat. Vom închide lucrarea și vom ascunde firele dedesubt. Eu le ascund cu croșetul pentru că, așa cum știți, lucrez în mod demonstrativ. Dumneavoastră, dacă doriți, le puteți ascunde cu acul. Vă va fi poate mult mai ușor. Așa. Le ascunde și acesta aici. Deci,
avem nevoie de două petale de acestea rotunde. Voi scurta firele. Acestea sunt petalele mai mari, care vor fi, uitați-vă, eu am pregătit una alta prima, sunt perfect egale, vedeți? Iar acum vom face partea de mijloc, partea albă, care este foarte ușor de realizat și aceasta, chiar foarte ușor, nu este nimic deosebit. Vom face un cerc magic în care vom lucra un număr de 12 piciorușe scurte. Și 12. Acum voi închide cercul magic . Voi închide cu piciorul alunecat și voi lucra un număr de 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, începând cu cel de-al doilea, mă voi întoarce în jos cu piciorușe scurte. 1, al doilea, al treilea și al patrulea. Apoi mă voi deplasa către următorul picioruș cu fir alunecat. Voi face din nou 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5. Din al doilea ochi de lanț mă voi întoarce în jos din nou cu piciorușe scurte. Apoi din nou mă voi deplasa către următorul ochi cu piciorul alunecat. Voi face din nou 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5 și pentru ultima dată mă întorc în jos, începând cu cel de-al doilea ochi de lanț, mă întorc cu piciorușe scurte. Intra aici în
Următorul picioruș scurt, voi trage firul, îl voi scurta și voi închide lucrarea. Aceasta va fi partea din mijloc. Voi ascunde firul în spate cu croșetul. Așa cum vă spuneam, dumneavoastră, dacă vă este mai ușor, puteți să-l a rămas o parte de fir aici, puteți să coaseți. Aveți nevoie de un ac cu gaura foarte foarte mare, un ac cu care se coase de obicei lână. Acela vă va ajuta foarte mult în lucrările dumneavoastră, acel tip de ac, pentru că are gaura foarte mare și firul intră cu ușurință. Voi scurta și aici acest fir. Capetele de fire nu le vom arunca niciodată, pentru că ne vor fi necesare când vom lucra jucăria amigurumi. Așa. Deci am realizat și această parte. Acum va fi partea cea mai... Voi scurta și aceste fire de aici, partea un pic mai delicată, în care vom monta practic floarea. Nu. Acum facem o greșeală, să nu faceți ca și mine, să nu tăiați înainte să asigurați firul, să dați stabilitate. Aici de undeva și voi închide. Să fac din nou un nod. Iar acum vă arăt modul în care vom monta floarea. Vom lua cele două petale rotunde, separate. Vom introduce aici în mijlocul florii. În mijlocul celor trei petale pe care le-am lucrat toate împreună, în felul acesta. Uitați-vă. Acum voi introduce și cea de-a doua petală aici, în mijloc. Acum voi prinde toate firele și le voi răsuci împreună. În felul acesta dăm stabilitate petalelor. Le aranjăm în acest mod. Vedeți? Iar aici pe mijloc, dacă doriți, dumneavoastră puteți coase, însă eu voi lipi partea albă.
vom fixa aici exact pe mijloc și aceasta. Apoi voi aplica o mărgeluță roșie, așa cum vă spuneam. Mărgeluța este destul de mare, după cum vedeți. Voi pune din nou pe mijlocul florii, aici, pe partea albă, un pic de lipici lichid. Și voi aplica mărgeluța. Așa, am realizat împreună cu dumneavoastră această floare. Eu am celelalte deja pregătite, însă, așa cum vă spuneam, mâine vom continua cu frunzele și cu modul în care vom aranja florile pe această tijă metalică. Vă rog să mă scuzați, sunt chiar foarte obosită. Și mâine, cu lumina zilei, vom continua lucrarea noastră. Eu atât am dorit să vă arăt în seara aceasta. Sper să vă placă. Dacă vă plac lucrările mele, vă rog să dați un like, un share, să le distribuiți, să lăsați un comentariu cu ceea ce vă place, cu ceea ce nu vă place în modul meu de lucru. Și înainte de a închide, aș dori să vă mulțumesc din nou tuturor și să vă urez noapte bună și somn dulce tuturor. La revedere!